Cred că v-ați obișnuit, în fiecare zi de vineri avem o rubrică nouă, deja nu mai e nouă, la treia ediție, se numește Dr. Love și vorbim despre iubire, despre semnele iubirii, despre tot ce înseamnă dragoste, cum să avem grijă de dragoste și cum să fim mai fericiți. Și ne ajută, tradițional, doamna psiholog, doamna Rodica Rutei, stimată doamnă, bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am regăsit! Bine ați revenit, vorbim astăzi despre o temă dureroasă, despre divorț și despre acele semne care ne-ar indica că e cazul să punem punct unei povești și să o luăm de la zero. Adevărat că este o temă dureroasă, mai ales că rata divorțului este în creștere și pandemia a acutizat acest lucru. Nu vom deschide parantezele cum a reușit să acutizeze, dar e foarte important să înțelegem care sunt predictorii sau care sunt primele semne care deja, ca un clopoțel mic deocamdată, îți sună în urechiușe. Gottman, un specialist în psihologie relațiilor conjugale, a făcut mai mult de 30 de ani cercetări și el a făcut o metaforă, o analogie cu cei patru călăreți din Apocalipsa, Noul Testament, Biblia. Și metafora, acolo sunt patru călăreți care aduc într-un fel război, foame, în final moartea. Exact a făcut paralela și cu cei patru predictori sau patru călăreți care aduc sfârșitul într-o relație. Care ar fi? Primul. Critica. El nu este cel care pune capăt relației, dar el este un semnal. Te roade. Care e bine, dacă tu observi la partenerul tău că continuă o face în mod repetat, e bine să-l faci să înțeleagă prin maniera în care eu spui, nu prin critică, dar prin eu. Uite, eu mă simt criticată când tu îmi spui negativ de fiecare dată. Sau eu aș vrea să vezi că îmi reușesc și lucruri frumoase, nu doar cele negative. Gen, nu vorbi așa mult, nu te îmbrăca în rochea asta, te-ai îngrășat, te trezești prea târziu, te trezești prea devreme, ai mizerie în casă, ești prea pedantă. Exact, asta. Și folosește foarte mult din gândirea generalizată sau catastrofizată, mereu, întotdeauna, niciodată. Așa, da. Pentru că ele taie, ele te etichetează. Așa. După critică, evident că vine disprețul, este al doilea semn, sau superioritatea. Uite, mie îmi reușește atâtea și eu muncesc, fac cariera, aduc bani acasă, tu stai pur și simplu, crești niște copii, ce faci tu acasă? Asta eu aș bate așa bărbați, pentru că... Doare. Sunt și femei care muncesc și care vin acasă și spun că și la muncă vin și ce-ai făcut tu. Bun, ambii au realitatea lor, adevărul subiectivă, la mijloc, exact. Dar ce să facem noi? E foarte simplu. Ține dragostea la vedere, cum spun eu. Și când vii acasă tu obosită, păi gândește ce vrei să spui ca să nu lovești, dar ca să ridici, să inspiri și, da, poate vei fi tu primii 3 ani sursa de inspirație care să aducă bunul simț și cum se cade în relație. După aia îl contaminezi pe el cu asta. Deci, trebuie să ne gândim foarte bine că cei doi la un moment dat seamănă unul cu altul. Și nu în zadar, pentru că ei trăiesc, ei respiră în același timp, ei se cunosc foarte bine și împrumută. Și atunci... Trebuie să fie exemplu bun pentru celălalt. Dacă eu sunt critic, eu împrumut critica. Și atunci ce dau, ce primesc. Clar. E foarte simplu. Al treilea călăreț este defensivitatea. Deci dacă eu primesc critică, dacă eu mă simt superioară, evident, la un moment dat, partenerul meu ce va face? El se va proteja. Așa. Și atunci victimizare, justificare, învinovățire, reciproc, tu ești vinovat. Pentru că eu eram... primii 3 ani, eram veselă, voioasă. Tu m-ai făcut să fiu în depresie și tristă. Bun, și ca final urmează... Care pune punct capac la toate. Da, și ultimul călăreț care este cel mai dur, este evident deconectarea emoțională. Este împietrirea inimii. Nu mai simți nimic față de... da, nici ură măcar, dar nici dragoste și indiferența asta cu adevărat omoară. Dar ce facem noi atunci când sunt copii în relație? Cum ei reacționează sau ce învață ei? Că ei simt toate momentele categoric. Astea. Și chiar tăcerea o simt. Și chiar durerea ei o simt. Pentru că genetic copiii sunt formați în a vedea un tată și o mamă iubitori. Între ei. Deci ei se iubesc, de ce am apărut eu. Ei m-au durit pe mine și ei sunt fericiți în prezența mea. În cazul în care eu văd, ca și copil, că prezența mea nu este una frumoasă și eu nu aduc bucurie nici mamei, nici tate, eu înțeleg că eu sunt de vină. Wow, și dacă se mai aude că până te naște tu era pace, bine. Era bine, da. Și nu pot să zic acum că tăticii o fac mai des, pentru că ei se simt ignorați la un moment dat. Ei sunt scoși din formular. Mamele se concentrează asupra copilului meu. Da. Sunt greșeli care o fac ambii. De aceea și prima lovitură într-o relație conjugală este primul copil.
atunci când cei doi n-au reușit să formeze relația, regulile, tabieturile, obiceiurile, când n-au înțeles ce îmi place și ce nu-mi place, când n-au fost deschiși să vorbească, nu-mi place când tu baci cheia în lacătă ușă și eu trebuie sar pentru că o faci zgomotos, nu-mi place când tu te așezi zgomotos sau nu știu ce mai faci, toate lucrurile date se vorbesc nu ca critică, din potrivă, ca o informație, ca o instrucțiune, cum să te apropii de mine, nu cum să te și vine copilul cu toate momentele și frumoase, dar și complicate și atunci cuplul care n-a reușit să-și rezolve cumva problemele, mai tare se cufundă în ele, da? Da, despărțirea este inevitabilă atunci, între ei distanța, distanța devine foarte, foarte rece. Cum spuneam și dumneavoastră, rata divorțurilor a crescut. Mulți pun pe seama că femeia a început să se aprecieze, nu mai suportă și iese dintr-o relație toxică. Alții zic că la prima greutate cedăm și lăsăm mâinile în jos. Cum ați explicat dumneavoastră acest fenomen? Fiecare om își are un prag al durerii. Și atunci, dacă pentru cineva e suficient doar vocea ridicată și indiferența, iar pentru altcineva a șaptea, a zecea lovitură și încă o îndură, atunci fiecare își are dreptul la această viață pe care și-a ales-o. În terapie vin diferiți cupli, diferiți oameni în cuplu aflați, care 3 ani, care 7 ani, care 15 ani, și fiecare au istoria lor. Motivul pentru care eu, ca persoană victimizată sau ca agresor într-o relație, aleg să rămân în relație, îmi aparține. Și de cel mai multe ori sunt copiii. Sau sunt părinții care insistă ca familia să funcționeze. De ochii lumii. E rușinos să divorțezi, pentru că e percepția asta. Wow, te-ai căsătorit, ce o să zică lumea? Cum așa? Nimeni la noi în familie n-a divorțat. Și voi... E rușine divorțul? Dacă în anii 50 era un tabu, până în anii 50, era un tabu să se audă undeva că fiica, feciorul a divorțat, atunci, pas cu pas, emanciparea, progresul, toate au dus la o altă extremă și la anume la plan B, divorțul. Noi ne căsătorim, e un angajament, deci ești concubinajul, a luat locul ca să nu fie divorțuri, s-a iscat și concubinajul. Da, într-un fel, da, noi suntem împreună, dar nu împreună. Da. Așa, sunt multe relații care fac copil din dorința de a avea un copil, sunt femeile cele care volens, vrea, nu vrea el, eu vreau un copil. Și la apariția lui înțelege că a făcut o greșeală pentru că nu a ales un tată potrivit pentru copilul său, pentru că nu e simplu să fii un singur părinte cu un copil. Nu e suficient, da? De aceea, să spunem noi că e tragic sau nu e tragic, divorțul categoric este în oricare situație. Fie după un an de căsătorie, fie după 15 ani de căsătorie. Dar cei care sărbătoresc cu feierie, că sunt care sărbătoresc divorțul. Da, ce părere aveți despre asta? Că... E bine? Nu pot să empatizez cu așa oameni, pentru că am alte valori, și nu pot să înțeleg ce este în mintea lor, dar probabil este momentul în care ei se despart din fericirea care au înțeles-o că pot să... Nu e un joc, o mască de ochii lumii? Ar putea pentru unii, dar cei care la maturitate o fac și o fac demonstrativ, ce vor să zic că ei că pot să te desparți de un om cu care ai trăit, cu care ai conviețuit și rămâi un partener de educație, pentru că asta nu ți-o ia nimeni. Adevărat. În cazul faptul în care... că părinții au divorțat nu înseamnă că sunt părinții copil în continuare. Nu. Și ultima întrebare, pentru că din regie îmi zic că gata, nu mai avem timp, deși eu un subiect care l-am tot discutat. Spuneți-mi, vă rog, foarte mult spun, decât un copil care să vadă certul și să trăiască în presiune, mai bine un copil care să trăiască mai mult cu un părinte și să fie liniștit și să-și vadă mama zâmbind. Ce părere aveți dumneavoastră despre asta? În cazul în care o relație toxică și cei doi nu se mai aud, nu se mai respectă și încalcă toate bunele maniere a conviețuirii, cu adevărat e bine la o masă rotundă să se așeze și până ajunge la divorț să încerce câteva trepte. Există psihoterapeutul, există psihologul, există medierea, unde este un avocat și un psiholog care te ajută să înțelegi care sunt variantele, să faci pro și contra, avantaje, dezavantaje. Și nu e rușine să apelezi la ajutor. Categoric. Este metoda pătratului de cart, care te ajută să-ți pui două întrebări. Ce câștig și ce pierd dacă rămân cu el și ce câștig și ce pierd dacă plec de la el sau de la ea. Dar cel mai important este să porți tu fericirea, pentru că, da, copilul este direct legat de tine și tu ești responsabil ca și tată și mamă. Dar în cazul în care tu iau decizii doar pentru binele copilului, în defavoarea ta, având sentimente în continuare pentru partener și îl lași să plece doar pentru că protejezi cumva copilul, e un colaps, pentru că este mai ușor regretul că am încercat și n-am izbutit decât nu am făcut tot ce îmi stătea mie în putere.
și țineți dragostea la vedere. De aceea, ca să nu avem regrete, nu faceți mari așteptări. Vorbiți despre visurile voastre, spuneți partenerului ce vreți, în cele mai mici detalii, în cele mai mici detalii. Aveți curajul să fiți vulnerabili în relație, pentru că dacă nu sunteți acolo, pierdeți timpul, iar timpul înapoi nu se întoarce. Perfect, adevărat. Eu vă mulțumesc tare frumos și sper din tot sufletul că am fost cât de cât explicite în această dimineață. Sper. Iar cine într-adevăr are mai multe întrebări, trebuie să meargă la consiliere psihologului, pentru că nu e rușine. Niciodată. Nu înseamnă că psihologul după asta o să spună la tot satul ce e relația ta, că sunt oameni care au frică. De... Acel tot ce ajutor. Se vorbește e exact. Confidențial. Acel ajutor, a dori să păstrezi o relație, e un act volitiv de curaj și de forță. Aveți perfectă dreptate. Eu vă mulțumesc din și suflet. Eu, și ne vedem săptămâna viitoare. Obligatoriu. Mulțumesc din suflet. Luăm acum o scurtă pauză de publicitate și, cum spune doamna psiholog, țineți dragostea la vedere și aveți grijă de voi și de cei dragi și comunicați cât mai mult, pentru că, până la urmă, comunicarea poate fi cheia.